Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Promisiunea lui Dumnezeu pentru fiii risipitori. Partea a doua. Acest fiu al meu era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Luca 15, versetul 24. Să remarcăm ce a făcut tatăl pentru fiul risipitor în clipa în care acesta s-a smerit și a spus: am păcătuit, versetul 18 din Luca 15. Pentru că Dumnezeu va face la fel cu orice fiu risipitor care se întoarce. 1. Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Versetul 22. Îți poți imagina în ce hal mirosea și arăta acest băiat după ce se bălăcise în murdăria din cocina porcilor? Te identifici cumva cu el? Iată o veste bună. Dumnezeu ne acoperă păcatul cu haina neprihănirii lui Hristos. Din acel moment, El ne vede ca fiind în Hristos. De aceea, în ochii Lui, noi suntem mereu primiți. Al doilea lucru, puneți-i un inel în deget, versetul 22. Acesta era inelul cu pecetea familiei folosit în relațiile de afaceri, când era pus pe ceară echivala cu semnătura. Încă o veste bună, Dumnezeu nu te restaurează parțial. El îți reînnoiește mandatul și îți redă autoritatea deplină pentru a face lucrarea în numele Lui. Al treilea lucru, încălțăminte în picioare, versetul 22. Fiul risipitor se pregătea să-i spună tatălui: nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi, conform versetului 19. În vremurile acelea, slujitorii angajați nu purtau încălțăminte în public, numai fiii. Ce minunat! Tatăl i-a redat drepturile de fiu. Și, al patrulea lucru, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Versetul 23 din Luca 15. Un vițel nu se îngrașă peste noapte. Tatăl plănuise sărbătoarea de multă vreme. El nu renunțase la fiul său. De aceea, cuvântul pentru tine astăzi este acesta: Dumnezeu nu a renunțat nici El la tine. Întoarce-te la El și lasă-L să te restaureze.